El vine cu o vioară reghi, pe care trebuia să o dăm turcului de Stradivarius, să-l arde pe turc. Acum întreb eu, telespectatorii, cine credeți că a putut să scrie Stradivarius pe aia? Eu care nu știu cum să scrie Stradivarius. Aducem un detector de minciune acum și mă pune să scriu Stradivarius, dacă știu cum să scrie. Revenim în direct la ediția noastră specială cu domnul Serghei Mizil, care s-a hotărât, iată, să rupă tăcerea din acest punct de vedere, să vorbească despre prietenii săi pentru prima oară în această viață. Spune un trăsător, domnule Dede, vă rog frumos, țineți-l cât puteți în emisiune, pentru că este o lecție de istorie necenzurată și nescrisă, într-adevăr, dincolo de aceste declarații despre foștii săi prieteni. Aflăm și noi multe lucruri, de la împușcături pe malul lacului Znagov până la tot felul de alte întâmplări. Acum continuăm cu Jean Maurer, se mută de la dumneavoastră din curte. Nu m-aș ști nimic până acum și nu m-aș ști nimic până ziua de asta. Decât că l-ați văzut în ziar. Nu, că ați scris despre mine în ziare și despre astea și l-am văzut la televizor că tot o iară am pins-o cu climă, cu familia mea, că am băut eu, că n-am băut eu, că ce a băut, că ce nu știu. De nu-i treaba lui ce am făcut eu, domnule. L-am întrebat pe el câte tratate de fizică. Știi cum se vede problema? Cum au expus ei, cum el stătea cu Einstein acum și lucrau la bomba cu căcat, înțelegi? Și a venit familia Ceaușescu și le-a pus cătușe. Hai mă, ce dracu, mă? Ei au ajuns la o saturație la ce făceam eu și era logic să ia niște măsuri împotriva noastră, cu toate că n-au nicio măsură. Ce a făcut? Pe mine m-a trimis în batalionul Sibirean unde a devenit șeful stațiunii, restul toți am tuns-o. Și a zis că am povestit și cu Bulgaria, cum l-a arestat pe Jean. Ajung la toate astea, pe bineînțeles că... Deci nu avea 200 de euro în buzunar găsit sub o cărămidă sau cum a zis el, că a zis, am mers cu 200 de euro, că el era un cercetător din ăsta care mergea prin parcuri gândându-se la formule fizice și a dat cu piciorul și a găsit cel 200 de euro sub o cărămidă. Nu mâncați aș limba ta, Dane, că acum suntem de la India, mă doi. Că iar am mers la mare, la baza BTT-ului, eu, el, Zabet, Cornel, Frâncu, pe vremea actualmente omul de afaceri, care îl iubesc și am mare respect pentru Dan Fischer, despre care a vorbit. Da. Ovidiu, e așa și unul cu o dursărea cu care a plătit. Și am luat baza nautică de la Neptun, da, cu schiuri nautice și cu plaje organizate ce acolo, unde am luat toată valuta cetățenilor demn germani, care vreau să consume bani în România. Așa. Înțelegi? Atât de amărât și atât de stăteam că am luat un etaj de hotel, pentru că nu putea să locuiască nimeni cu noi pe un etaj. E adevărat, mai mult cu mine, dar ei intrau în jocul meu. Dacă îți povestesc ce făceam prin casele, prin vile sau prin astea, nici nu-ți vine să crezi, bă ce vandalizam, domne. E până. După noi veneau să se zugrăvească, să repare, să schimbe. Cine vandaliza? Mădălin și cu Jean? Domne, toată lumea care mergea, să mai dau un nume cu ei. Mădălin mergea mai puțin, pentru că el studia în timpul ăla. Înțelegi? Ce studia? Studia baletul. Lasă-mă, nu mai mă provoca. Și în casa lui Ceaușescu, dacă puneai mâna pe pereste, curenta câtă șampanie, câtă apă, câtă băutură, cât rupeam totul. Deci făceați adevărate orgii, bachice. Nenorociri, să pot numine. Iar ei nu le mai recunosc. Și unul și altul, că copiii de azi, cred că noi dacă eram în zilele de azi, și eram băieții lui Băsescu, lui Năstase, lui oricare a fost prim-ministru, făceam câteva sute de ani de pârnaie. La ce făceați atunci? Băi, ești nebun, nici te pătece prin cap, dar o să le spun la un moment dat, că nu se poate, ca să termine cu povestea asta. Și atunci este normal că familia ce a ușit scoase, stai mă, ce, până când au râs. Vrei să spun ceva? Până la 15-16 râdeau ăia. Dacă n-a văzut că batem și miliția, batem și activiștii de partid, rupem tot Znagovul, cum ieșea unul cu barca, îi făceam varză, îi tăiam, rămâneau ăia cu jumate cu barca, băi, cum? Dacă eram într-o isterie, domne, înțelegi? Împins și de puterea care era, că oamenii își dau seama, hai mă, ce eram, făceam ce voiam, îmi trebuia mie, Mădălin Voicu sau să-mi trebuiască unicul, când le spuneam cine eram, pe cine trăgea, cine băga milițienii cu pușca în casă, cu mâinile pe sus, pe acum, du-te la un milițian, poți să fii și... Bine, dar asta făcea numai Serghei Mizil, nu făceau și... Dom'le, că au făcut și au participat și la foarte multe, ce făceam? Făceam toți acolo la grămadă, că eu eram inițiatorul și că eu eram puțin mai... Și de ce băteați milițienii? Dacă eram idioți.
Dar infracțiunile pe care le făcea se reduceau la a bate. Nu, domnule, umblam cu valută, făceam toate nenorocirile, domnule, da? Care ur... pe, el îmi spune mie că i-a pus cătușe, pe dacă vrea să-l aresteze, l-a arestat. Băi, legea, dacă te prindea la frontieră, nu la frontieră, dacă te prindea pe stradă cu valută, te aresta, mă. L-a prins la frontieră cu valută, câte zile de pușcărie a făcut, am venit acolo, l-am scos în două ore, beam și ne căcam pe noi de râs la Neptun. Deci acolo, asta e că sărim de la noastră, acolo am mers și am luat banii, domnule, banii statului român. Adică n-am avut nicio încasare. Toți banii la domnul Serghei Sus în cameră, deci, seara să număra. Deci ce se vindea la BTT acolo? Domnule, tot ce se încasa pe valută, eram și eu cu un George Călare care era cu noi acolo, în fine, erau și... Asta barmanul hotelului când ne-a văzut după prima seară, dacă vede... Dar asta în ce an era? Nu omor cu anii mâncați, aș bă, eram mare. Aveam copil. Eu știu ce ani. Eu, la mine se bea, știam că iarna bem la munte, vara bem la mare. Nu mai numărați ani. Nu mai știați în ce ani sunteți, am înțeles. Așa, deci luați valuta? Am tras toată valuta, seara se ducea frumos la mine în casă, se împărțea hâț, hâț, hâț. Fiecare și-o ținea, ei s-au gândit să mai facă și o contrabandă cu Bulgaria, înțelegi? Deci nu că erau niște băieți... Deci încasele din valută dădeați partea lui Jean? Nimic statului, mă, ce dracu, l-a pus pe Ovidiu și pe mai era un băiat, cum o să-mi aduc aminte, le-a imputat la aia benzina și toate alea, că săracii aia n-aveau niciun nume. Pe unde a consumat 30.000 de tone. Dar violuri făceați, cum se spune? Nu, ce să facem violuri, că veneau alea ca muștele, necum ești așa. Era exact aceeași poveste ca și acum, în jurul nostru, în vilele alea luxoase care erau, eu cum am avut-o la mare, am avut vila în care s-a filmat Neamărit Minunat, că n-aveam plajă. Aveam toată plaja acum, care sunt patru hotel, era plaja noastră, cu șalupă, cu telefon, că și vorbeam de pe plajă, luam legătura, alo, unde bei, și ne puneau telefoane, și ne trebuiau telefoane, nu știu. Deci am mințit, Jean, că n-aveați... Mă nebunule, toată plaja Neptunii era Ceaușescu, era el încă unul și eu. Era și unde s-au găsat vreo 20 de hotele, ce n-aveam. Deci aveați în exces, da? E bine că recunoașteți. Bun, și mai toată lumea era acolo, toți fotbaliștii, toți actorii, toți șmecherii din bar, toate fetele din bar, pe unde să se ducă? Și veneau fetele peste dumneavoastră sau veneau da, de fapt? Da, domne, era grămadă acolo, domne, ce vrei, la un moment dat rămâneau, că toți rămâneau mine, eu fiind lepră, că așa m-au numit un președinte, unul de președinte m-a făcut lepră. Da, am mâncat, eu era lepră și ăștia fugeau toți acasă și rămâneau la mine, început să-ți dau picioare în ele, în somn, că vreau să mă curs și eu. Înțelegi? M-a întrebat unul la mare, da, m-a întrebat una și unul, dar tu cine morți, mă, te ești, mă, că ești în casă la mine, da, vreau așa. Erau cam filme, nu? Sigur, domne. Și eu am mers să dubleze banii în acolo, nu în că Bulgaria. N-au știut, că n-au făcut. Păi și câte zile a făcut, mă, de pușcărie, dacă vrea să-l lege familia Ceaușescu? N-a pus nicio zi. Îl prindea pe unul pe stradă cu valută, îl bătea 25 de ani, îi lua totul și făcea toate treburile astea. Bine, dar nici dumneavoastră n-ați făcut pușcărie, deși ați păi dar eu m-am dat că m-a luat aia că am făcut. A, dumneavoastră n-ați pozat în... Păi n-am pozat, nene, am fugit. Eu am vrut să o tund aici cu soția mea și cum carmuz o tundă toată lumea, când s-a stricat cariera, nu? Ce să mai fac aici? Gata. Ăla a strâns și a zis, bă, unde mă duc eu acum? Că n-am muncit în viața mea și că totul împinge că vreau să muncim, dar că a mai fost unul care zice că am vrut să muncesc, că vreau să Ceaușescu. Noi dimineața când vedeam o fabrică, rupeam porțile alea pe ele să muncim și eu făceau, n-aveți voie. Bă, ce dracu sunteți nebuni? Și acum a revenit la Mădălin. Și am furat toată valuta aia, mâncat baș gura de acolo. El a plecat în contrabandă, eu cu Dan, cu Fischer, a venit Vova Cun, i-am dat bani, am plecat afară, Dan a rămas afară, mi-a dat banii afară, eu în cinste și mari talente prin Germania, cu Giovanni, cu care erau pe acolo, cu Emil Dulău, cu Iorga, cu toate nume marcante ale interiorului românești, nu? Și îmi spui tu după aia că a venit că te-a legat ăla. Pe ce să facă ăla când vedea că te face, mă, mâncați aș gura? Că și-au știți cu ăla, vedea una, două, trei, bă, de aștia. Una pe zi era, bă. Venea Michi la mine și îmi dădea o bere. Eu după ce făceam o nenorocire Michi, asta, fi Mădălin, voi. Da, aveam astea puțin de crize de asta, depresivă puțin dimineața. Mamă, iar am spart, iar am bătut un județ, iar am spart de nu știu câte restaurante, iar am făcut asta. Zic, aulă, să stau așa, să nu audă Ceaușești, înțelegi? Că asta era frica mea, să nu audă aia. Venea Nicu, bă, mușamalizează-o, venea, ce ai făcut aseară, fătut morții, măi, las-o, bă, ascundă. Pardon de expresie, da. 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 Zic, mușamalizează-o și aveam vorba asta, să moară mama, nu mai fac, e ultima care o fac asta. Venea ăla și îmi băga o bere. După prima bere, ce am făcut, bă, uite așa, la a doua? Ia uite, bă, mi-e frică mie, el știa că fac asta, a treia, fut-o în gură peste aia, că fac asta, uite, bă, ce fac asta. Reamintim tinerilor sub 15 ani să nu se uite la această... Să nu facă ce am făcut eu. Să nu facă acasă ce a făcut domnul Serghei Nisip. Dar de ce atacați pe oameni cu bărcile pe ăla cu Znagov?
dacă te jucam leapșa cu bărcile, făceam tot felul de nenorociri, spăgeam bărcile, le schimbam pe loc. Bine, am înțeles că și barca lui Ceaușescu ați atacat-o. Am atacat-o, dar nu era barca lui, am crezut că e barca lui, am crezut că e Micu, era barca lui. A, ați crezut că e Micu, senzația. Sigur, și Ceaușescu și la un moment dat a dat și el din astea, domne, nu se mai merge pe lac între ora cu tare, nu mai merge ăla, nu mai merge, n-a putut să ne potulească, ne-au luat bărcile până la urmă, nu? Dar nu arăt că noi eram niște copii care ne plimbam frumos pe lac sau cum reiese că eram niște fizicieni și ăsta rupea parcurile cu... Pe Michi a căzut prima oară cu contrabandă cu porc. Mădălin, domnul Mădălin, sigur. Ca să lămurească că toată lumea mesaje că eu am fost o lepră, că eu am fost asta, că am făcut asta. Dar sar de la una alta și nu mi-ar place, că pe am uite ideile, dar am ce scris. O să mai scriu și în seara asta. Ce pe el cu mătrul nostru, Bartolomeu Finiș Daniel, a venit unul să, un văr de-a lui Michi, să-l făcuse un viol, o ciurănea asta, tot un artist din ăsta de-a lui. Așa. Înțeles să-l scăpăm și ne-am băgat noi cu unul de la direcția 5 și a dat un porc și, nu știu, că vreo 70.000. El de bani nu ne-a spus, că după la anchetă am văzut că și nu l-au scos pe ăla și l-a turnat pe francezul nostru. Și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? L-a speriat puțin o seară, că el tot avea multe antecedente, l-a speriat și pe el cum ne-a speriat pe tot și asta a fost totul, nu? Altul rupea părnăile. Bun. Acum ca să ajungem mai în aproape de... Mai în zilele noastre, să terminăm cu asta. Cu Mădălin Voicu. Cu Mădălin Voicu? S-a avut această relație care este treaba lui, nu mă privește, nu mă interesează să-i dea Dumnezeu să facă 5.000 de copii. Nici mai mă interesează că eu cu aceste două personaje nu mă împac și eu spun acum că toată lumea, bă, nu te ducă, o să te împaci. Nu mă împac, mă, niciodată, pentru că n-am de ce. Ăsta m-a exploatat mult mai mult, adică ăsta chiar am fost, ăsta am fost prostul ăsta, mă. Al cuia lui Mădălin? Da, mâncați-aș, bă. Ați fost sclavul lui? Și găina am fost, mă, mâncați-aș. Aprozar scrie pe mine. Cum se scrie aprozar? Dacă scrie aprozar, mă, m-am dus peste tot. Când n-a avut lovele, când n-a avut, asta e urce vaga acum, dar trebuie să le iasă șmecheria la ăștia din cabă. Băi, nu l-am văzut pe Ceaușescu în viața lui, bă, niciun brav Ceaușescu n-a văzut. Deci prietenii câteva luni nu v-au lăsat să veniți la emisiune ca să nu vă împăcați cumva cu ei? Victor, nu, Giovanni, cei din anturaj, bă, că nu știu ce, și când le-am povestit anumite chestii, care nu o să le spun pe toate, că unele sunt, nu vreau să-i fac rău, înțelegi? Mi-a zis, și mi-a zis Victor, de ce nu l-ai putut, mă, până acum și mai stai cu el? Păi zic, bă, amintirea noastră din copilărie, zic, are omul faze, el cu timpul când n-a avut bani a fost mai dificil, zic, hai mă, le trec peste toate, le trec, dar nu se poate, bă, la un moment dat ajungi să fii atât de nesimțit, să aibă comportamentul ăsta față de mine și față familia, familia mea, care familia mea l-a crescut și l-a integrat ca pe un frate. Și eu pe părinții lui îi respect până la moarte. Înțelegi? Dar nu se poate să devii, să... Bă, ăsta are o boală. El minte și crede, mă. Cine, Mădălin? Mădălin. El poate să-mi spune mie că e vreun deputat sau casa sau... Eu nu știu cine e. Păi e deputat, e demnitar. Păi e demnitar că l-am făcut, că-ți povestesc ultima oară cum l-am făcut, martor, oameni. Cred că o să-mi scrie cei de la metro, că de-abia aștept să scrie, că l-am scăpat de o bătaie, îl băteau vreo 200 persoane de te căca pe el, dacă aveam eu, mergeam acolo să calmez puțin spiritele. Adică ajung și stai că ajung peste tot, avem săptămâni, cred că. Da. Înțelegi? Eu tot timpul am fost în el, bă, când a fost, același lucru a făcut și cu Fane, că Fane a avut dreptate, spoitorul. Același lucru l-a făcut și cu Nicu Păun. Același lucru l-a făcut cu Gigi. Același l-a făcut cu absolut toată lumea. Gigi Becali. Sigur, domnule, pe Gigi a avut perfectă dreptate, bă. Gigi m-a sunat pe mine de vreo 20 de ori. Bă, spune să fotolească. Eu îi dau banii, dau aia, că se închid, dăm 5.000 să fac disc, dăm alea. Și după aia, analfabetul, nu știe, educația. Bă, lasă-mă, bă, dacă ți-am dat sau nu veni la mie, mă, mâncați aș dibata. E corect, dacă nu vin la tine, ți-am ce nimic, te fac varză dacă mie nu-mi place. Plus, asta că Gigi a fost foarte corect într-o chestie, bă, ne cunoaștem de atâta timp. Ajungem și noi acum, nu? Noi ne măscărim între noi, mă. Nu s-a lăsat, până a făcut la varză. Ăla vroia să se ia și de familie și asta și am spus, Gigi, nu te lua de familie, că familia n-are nicio vină, mă. El, așa e el, mă. El să crede, vorba lui, să crede miezul aceea până... Pe ce a făcut, mă, până acum? Vorba lui Badea, la care abia de știu. Ce a făcut ăsta, mă, în parlamentele astea până acum? El a vorbit de meteo, el se uită la realitatea și se duce la antena, deci povestește ce au zis de la realitate. Și cum adică l-ați băgat dumneavoastră în parlament? Păi, domnule, având așa multă performanță pe planul politic, n-a vrut să mai bage nimeni nicăieri. Înțelegi? Discuția a fost
să mergem la mare. Cu Nicușor Constantinescu și cu Mazăre am o relație deosebită, șmecheri adevărați, băieți cu coaie, pardon, cu vână, pardon, așa sunt. Așa. Înțelegi? Și au făcut-o pe treaba lor, pe șmecheria lor, au ridicat orașul, au ridicat aia, eu stau acolo 3 luni având o afacere acolo, s-au luat cu toată lumea, nu i-a demot, bă, ca să, să stea Băsescu sau președintele unei țări cu sute de procurori și astea pe tine sunt nu te descopere cu nimic în atâția ani, înseamnă că ești șmecher, nu? Și am vorbit cu ei și ăștia l-au ajutat. Nici asta nu recunoaște, că trimitea niște mesaje, după aceea cum a trimis și lui cu mătru Bartolom, parcă era obligată lumea să-i dea bani. Bă, nu mai am nevoie și cu asta. Și stai puțin. Și ei l-au ajutat. Când a avut bani, i-au dat o emisiune acolo. Tot eu am vorbit și cu Zgabercea și cu ăștia. Hai mă, să-i dăm o emisiune, să vină asta la mare o săptămână, să-și ia niște bani, nu ca să-l ajutăm pe francezul nostru, nu că așa am fost eu crescut, să-i ajut pe ăștia din jurul meu. Ia că pia pe aia cu mesaje, m-a pus pe mine să-i sun pe aia, ăia mi-a spus, bă, nu mai treci acolo, că n-ai ce face, că eu zic, ce să facem cu ăsta, bă, noi ne trebuie oameni cu forță, oameni șmecheri care să țină lângă noi, să facă, nu din ăștia care au luat o canistră și s-au tuns-o. Înțelegi? Zic, bine, mă, hai că dă-te în slu, bă, ce să facem noi, ce facem cu ăsta? Mă duc la finul meu, Cornel Rădoi, care îl respect enorm de mult și care este unul dintre puținii oameni la ora actuală care am văzut, dom'le, ai vorbit cu el ceva? Nu mai te, chiar dacă îl rogi să faci ceva, nu te mai duci tu de, te sună el să facă treabă. De un om de o corectitudine și de un bun simț, cred că l-ai cunoscut și dacă l-ai vrut invitat asta, un om deosebit. Și zic, băi, Cornel, hai mă, cu tu ai forță. Hai, nene, să nu lăsăm pe ăsta pe străzi. Ca să vadă ziariștii ăștia cât de mult m-a făcut el pe mine, că ba, iar le iau gazetele. Înțelegi? Și zic, hai mă, Cornel, să-l ajutăm pe ăsta la Giurgiu. Bă, îți promit că mă duc. Vorbește cu Joana. Joana spune, nu vreau. Și Joana, într-un fel, a avut și dreptate. Stai, mă, mă măscărești peste tot pe mine. Cum, exact ce a făcut și cu Adrian Stație. Când la un moment dat era idolul lui Adrian Stație și după aia s-a luat. Adică cum a căzut, cum l-a scos de la idoli. Înțelegi? Și zic, bă, mâncați aș gura, ajută-mă cu ăsta, să-l băgăm la Giurgiu. Bă, că ăsta nu vrea. A treia oară s-a dus, ce îmi spune Cornel, ce, bă, îl luăm acolo, o să am șucăre, o să am scandalul, dar îl iau acolo, înțelegi? Acum problema financiară. Te costă afișe, 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 toate treburile astea. Vorbim, hai mă, cine, vorbim cu Victor. Victor, un băiat deosebit, hai bă, îl chemăm pe Victor la restaurant la mine, la masă se afla numitul Petrescu Crâng, mâna mea dreaptă, care e luat în toate... Cel care a fost și cu Mutu. Crâng cu Mutu. Păi da, ăștia suntem nene, că dacă noi doi am rămas repre, eu cu Crâng. Da. Domnul Nelu, porecricalul, la bătrân de afară, și vine. Și băi, hai să-l ajutăm pe ăsta, că e fratele nostru, să dăm, să-l facem deputat, să-l facem parlamentar, să-l facem, ca după aia să pișe pe mine, să vină și în Bășin după aia. Ca așa face. Și n-a făcut-o prima oară. Bartolomeu și cu Gino mi-au spus, păi tu nu vezi, bă, că ăsta e miel și a doua zi că îl chem la o petrecere sau asta, el are treabă, el să stinge lumina când vine, că îl vedea, dar cine e, bă, el, Scarfe, era cincea. Cum se stinge lumina? Păi da, mă, când l-a făcut prima oară deputat, când venea la, aveam o vilă la un hotelaș pe la munte, într-o zonă întunecată și era numai noi, cine vedea, nu știu. Eu știu, bă, ce nebunește lumea, cine se credea el, mă, Mengele, cine se credea. Și de ce să stingă lumina? Păi eu știu, bă, că poate, că eu m-am gândit că el e foarte alb, el e țigan alb și poate să iasă în evidență că nu era mai negru pe acolo. Eu știu ce a vrut să stingă lumina, sărăcia asta. Zic că sărăcia asta, dar e prietenul nostru cel mai mult. Nu, dom'le, a fost. A fost, da, mă rog. Și vine Victor, mă ia pe mine și pe Petrescu Crâng afară, care este la martor. Și spune, băi, dau sau nu-i dau? Zic, băi, Victor, dacă poți să-l ajuți, dă-i, domne. De ce să nu-i dăm? Că e al nostru, nene, să-l ajutăm. Mă laiu, domne. Altă parte a susținut Cornel. Înțelegi? Acolo Cornel mă sună, bă, vină un coace puțin, că eu așa era înrăcit puțin cu el, tot din cauza doamnei. Cu doamna mai multe șucări, dar nu mi-e interesat. Doamna fiind noua... Doamna Peckindor, nu știu cum o cheamă. Cum Peckindor? Era o prințesa de Peckindor și de Bizulini, nu știu cum o cheamă. Mă încarc eu creierul cu toate... Noua așa. Iubita lui Mădălin. Nu mă interesează bă, aia pentru mine nimeni. Nici scandalul care am avut cu ea, mă, pentru el. Ați că... avut ceva scandal. Dacă era ea de la început, era la revedere. Și fii atent. Așa. Și... Martor la masă, bă, ca să vezi cât tupeu are acest francez-o-bulgar ce e. Cine? Mădălin? Da. Voicu.
îi scria și lui Bartolomeu și scria și lui Aurel de la Sibiu, alt tovarăș, că avea alte partide, le-a spus, bă, așa. Și i-a spus că... A jucat la două capete. Nu, dumne, să-l împrumut, să-i dea bani, să-l... Și mi-a spus Bartolomeu, bă, dar ce acum trage ăsta chiar toate carurile astea? Eu, fiind prietenul lui cel mai buțin, nu mai scrie, bă, la toată lumea cu materialul, că e nasol. Ce bani cerut eu cuiva? Păi nu m-ai pus pe mine niciodată, bă, veni la mine Victor să ruga de mine să ia bani. Că Victor, cum vede punul pe stradă, bă, nu vrei 20.000 de euro, 30.000, că eu am așa mulți, că face mama, are tipariță, face matrița, de familia Becali are matrița să le dea. Deci așa v-a zis, Mădălin, că Victor Becali a tras de el să-i dea bani? Că este, da, sigur, să ruga, ăsta n-a dormit vreo 3 nopți, Victor, să-i dea banii ăsta, bă, spunea, bă, când mă întâlnesc cu el să-i dau și-o banii, că n-a ce face cu ei. Mergem acolo. Acolo nu mai eram măscărici. Vin eu, bă, prin piețe și pe la case de cultură. Eu am priză la public și la oamenii mai în vârstă. Și ea mă cerea, unde e Serghei, unde e Serghei? Că ajunge ca frații Petreușcu ăsta. Unde mergea să vin așa. Da, erați împreună mereu, da. Da. Bă, au fost niște fete aduse de niște femei deosebite care au stat într-un garaj, într-un frig. Eu nu stăteam 5 zile, 6 zile și cât, nu știu câți oameni de la metro care au, bă, dacă deschideai în Giurgiu la Coteț apărea Mădălin Voicu, dacă trăgea apa, ți ieșea de sus afiș cu Mădălin Voicu. Dacă mi-a căzut, nu mi-a căzut. Mi-a căzut Mădălin Voicu. Au împânzit orașul, mă, mâncați aș gura ta. Totul logistică, bani puși de Cornel, că și lui Cornel se facă niște scoteri care nu mai face. Niciodată, deci toată lumea acolo. Eu prin case de cultură, cu toți bătânii, cu toate femeile, votați-le. Eu care nu mă interesa, n-am făcut niciodată politică. M-am dus pe acolo, am mâncat și frigurile alea, halici toate frigurile alea. Este. Eu zic, asta este părerea mea, că pe Cornel Joana l-a faultat, că l-a adus pe... Avea, nu știu, nu mă pricep până asta, avea nu știu câte sute voturi în plus și l-a tăiat. Pentru că nu i-a convenit să vină și pe bună dreptate, nu? Că i-a spus că, bă, dacă avem ceva, discutăm între noi, nu discutăm la televiziune. Bun. Intră ăsta, bravo, eu bucuros, eu cel mai bucur, bă, să vezi ce, dacă spun că sunt găină de aproz, dar, bă, bobă, sunt un dobitoc, mă. Bă, mergi cât mergi, soartă. Eu cel mai bucuros că l-am scăpat acum, are iar lovele, are alea, nu stă. Deci l-ați băgat în Parlament, da? Nu, că nu că l-am băgat în Parlament, mă rog, că pe mine mă interesează Parlamentul, dar are, ajutat, bă, are oricum și copiii aștia ăsta, trebuie să aibă un ban, un venit, o chestie, nu? Da. Bă, a, și ce, până atunci, din ce trăia? Până să intre în Parlament? Păi din concertele care le va avea. Ziceți, domnule, păi eu știu, bă, deci lasă-mă, nu mai mă împinge, că te-a spus că anumite chestii, spun anumite chestii. Dacă să ia cu mine, îl fac eu varză. Că le spun banii de pleacă și de peste tot. Cam câți bani am împrumutat pentru a fi parlamentar? Păi ne-am împrumutat, că s-a dat donații. Cu cât donații. A fost ajutat, da, donații, cât a primit. Păi și chiar importanța asta? Bă, eram curios. Au fost, pe cât costă sutele de afișe, de pungi, de păi știu, da, vreau să văd cam cât, da. Mă, nu m-am băgat aparte panta acum, dar ce dracu este? Acum vrei să fiu și găina ta? Vrei să fiu și găină de OTV? N-am fost găină de... Așa, stai puțin, ca să vezi ce caracter și ce om puternic e. Da. Înțelegi? Începe șucărul cu... Hai, nu, stai așa. Este toată lumea bucuroasă, eu fericit. Cornel, un băiat deștept, ia toți oamenii aia care i-au ajutat, îi duce într-un restaurant și le dă o masă, le mulțumește, bă, n-am ieșit, în fiecare foarte mișcat, el are o priză foarte mare. A, intra Mădălin și el n-a intrat. El n-a intrat, nu l-a tăiat. Acum mi-am dat seama. Acum ți-ai dat seama. Și acolo oamenii supărați, că el a pornit de la, din trei, de la șaibă până a ajuns acolo. Da, da, da. Bine, dar nu-i vina lui Mădălin că n-a intrat. Păi nu e vina, stai puțin, păi stai că n-a intrat. Iar te grăbă și da, da, nu. Dar încerc să țin cu Mădălin, că n-a. Dar poți să țin și cu Mădălin, că ți-l aș da și acasă. Și acolo, bă, când am intrat acolo, eram eu cu Crâng și cu Gică, asociatul meu din partea asta, altă, bă, să mă rămân, am zis că am intrat în 50 ceva. Toată lumea supărată cu urlete, cu astea, bă, să-l luăm, să-l mâncăm, să-l distrugem, să-l facem. Zic, bă, poate mai ești pe mine asta acum. Ce crezi, bă, că era? Domnul Mădălin era televizor. În mare piept, ca așa este el, singur, fără ajutorul nimănui, pe propriile mele, am bătut, am făcut, sunt hâți, mă, ăștia, cum bă, frate, bă, bă, nu s-a luat 4 parfumuri să le dea la femeile alea sau 5 parfumuri, bă, a stat 24 cu 24 și a făcut mii de, bă, milioane de pungi cu el. Uitați, fetelor, din partea mea, să uite acum, dar eu am sucit-o ca aici sunt reprezentantul lui, că ăia vreau să meargă acasă să-l tăvălească. Ai cuvântul meu, domnule, uite, dacă mă văd unii din oameni de acolo, să scrie acolo, domnule, pe aia. Da.
Scriu oamenii, asta, o să trecem și la Nu, dar la chestiile astea. Da? Eu tot să-l scot. Bă, domnule, am avut probleme, nu știu ce, i-am spus a doua zi, bă, băule, ăla aș mai vrea să vorbesc cu tine cu el. Dă-i, bă, vă mulțumesc, vă fac, nu știu ce. Stai că n-am terminat, ca să vezi ce osatură are acest titan al poliției românești. Începe șucărul cu Giurgiu. Să-l scoată pe Rădoi complet de acolo, înțelegi? El e originar de acolo. Da. La prima ședință, care a fost cea mai tare, îmi spune, deja Cornel, te îngură, finule, nașule, cu omul tău, cu toate astea, m-a înjurat, m-a făcut zic, lasă-mă, Cornel, că omul de-al nostru își revine. De ce Mădălin odată a intrat în Parlament, a vrut să-l dea afară pe Rădoi din Nu, domne, partidul, s-au fost lupte acolo, sunt lupte de partide, să fie locali, Giurgiu, Murgiu, Hurgiu, nu mă pricep. Așa, da. N-are importanța asta, că noi discutăm bătălia de la Giurgiu, că eu spun bătălia de la Pescăruș, bătălia de la Circașastea, de la Circașastea, am alte bătălii. Am zis, da, bătălia dumneavoastră. Așa, înțelegi? Ședință în care îmi spune Cornel, bă, vine ăsta să ne bate în coștea, că eu mă duc cu ei, mă duc peste ei, Cornel, bă, e bătăios, e lider de sindicat. Mă sună, ce crezi, bă, pe ăla nici n-a ajuns, cum n-a ajuns, bă? Auzi și inventează el, bă, că e și inteligent, mă, nici măcar nu se gândește să când minte despre ceva. Ca i s-a rupt puntea din spate la mașină și n-a putut să ajungă. Îi spune lui Cornel Rădoi, care câteva, e șeful transportatorul, are câteva sute mii de mașini. Bă, dar luam, vorba lui Cornel, bă, că nu e prost. Luam un taxi, bă, cât mă costa, bă, și veneam acolo să mă bat, dacă ăsta s-a bătut pentru el. Da, corect. Și mașinile nici nu mai au punte pe spatea asta, nu, astea o cardane, au altă chestie. El a văzut așa, care avea în... Bine, n-are carnet sau... și de aia nu se pricepe la mașini. Păi și chiar dacă n-ai, mă, carnet, mă ruga pe mine, ruga pe oricine, trimitea Cornel pe unul de la metrou, nu? Deci asta este în lupta politică. Ca să vadă acești ziariști care m-au făcut el pe el, cu ce m-a făcut pe mine, mă, el, cu ce m-a făcut? Restaurantele le-am făcut cu asociatul meu, prin munca noastră, am împrumutat bani, am riscat, am luat clădirea, s-a triplat după aia, ne-a mers, nu ne... Că asta a fost chestia mea. Bă, luăm clădirea, dacă chiar nu ne merge să facem restaurant, oricum o vând, e mijlocul Bucureștiului, nu? Adică am luat o chestie care face acum câteva milioane, cu 120.000 de dolari sau ceva. Bani împrumutați, n-am parte. Bani împrumutați. Foarte bine, da. Bun, și mai departe. A intrat Mădălin în Parlament? Așa, a intrat bucurat. În Harfe, nene, că iar când intră după aia, iar eu nu vin, eu fac, hai la petrecerea, eu nu vin. Nu a participat la niciun eveniment al meu sau al familiei mele. Nu vrea să vină, da? Nu venea, domnul, e prea în Harfe. A, după ce a intrat în Parlament? Da, și tot timpul. Deci, unul dintre la botezul fiicei mele, nu. El mi-a măscărit familia, copiii, nevestele, a făcut toate circurile cu toată lumea. Mie și ce-mi pare mine că i-a dat-o Dumnezeu pe asta? Bă, pe toată lumea cum a certat-o el, acum și-o ia el, nene. Că așa este în viață, este Dumnezeu în cer, mă. Păi dacă spun o fază când vine soția mea, care e soția mea, atenție, este soția mea cu acte. Da. Înțelegi? Aveam restaurantul și el vrea mici sus. Și spune, hai să mâncăm mici sus, că e restaurant italienesc. Bă, cum își permite o nevastă să-mi spună așa ceva, că eu nu mai vin, că bă, tu știi... Soția dumneavoastră. Soție mele, bă, zic, stai mă, ce l-a făcut atâta, bă, că eu nu mai vin, că să-i atrage atenția, că nu știu ce. Asta ne-a făcut varză pe toți, nu că ne-a făcut varză pe toți. Dacă îți povestesc, că te lași... Dar nu mă interesează, că o scop asta și pe asta, chiar mă interesează. Deci el vine la dumneavoastră la restaurant, vrea mici... Da, dumne, pentru că e domnul deputat, că el așa a văzut el, că trebuie să-i umpli portbagajul și să mănânce mici. Păi, dar ce să mănânce el, mă, la cultura lui? De ce vrea să mănânce mici? Dacă îi dau și minunțata să sperie. Și soția noastră spune că să nu mănânce mici. Nu, tu mai aveam un loc jos unde după aia ne-am și cuibărit. Nu ne vede lumea, mâncăm mici, ne mai scuipăm, ne facem ce făceam noi. Mamă, ce șucă, dar asta este asta. Și s-a enervat. Da, el cum hâr. El a venit, ne-a făcut varză pe toți, bă, da, varză, varză, varză. Adică ce v-a zis? Bă, răutăți, nesimțiri, nici n-are sens, bă, că aici iar mă ia distonocalmul. Nu vreau să discut cu ea pentru că ea pentru mine nu există. Acum vorbiți de soția, de iubita lui Mădălin. Nu știu ce e, n-are un statut. Logodnică, nu știu. E logodnică, nu poți să fie că ești căsătorit. Păi sunt căsătorit? Păi sigur. A, el e căsătorit cu altcineva? El e căsătorit cu altcineva, ea nu știu ce statut are, are statut de... E mama copilului său. Să fie sănătoasă și el și copilul și el. Ce să-i fac eu? De ce îi ziceți Miss Pilkington sau cum? Nu, domne, astea erau două prințese, domne.
Cred că s-a căsătorit cu o prințesă, nu putea să ia una de rând, el fiind așa un gad înalt la Parlament. Era prințesa de Peckendorf și de Bizurin la pușcărie, când stau țiganii, erau două prințese. Aha. Și prințul a venit pe un cal alb, mare și negru. Înțelegi că așa era povestea. Și credeți că din cauza ei v-a certat? Nu mă interesează ce crede el sau ce crede bineînțeles. Așa, stai să terminăm. Da. Face soția mea 50 de ani și zic, băi, mâncați, ca să vezi ce minte, ce... cine conduce Parlamentul României, mă, mâncava-și gura voastră, că rămâneți tâmpiți. Și vine cu ajutorul meu, că aici sunt mai cretin eu, înțelegi? Zice Cora, bă, nu chem decât prietenii mei stix, că eu vârstă la o femeie 50 de ani, eu la 50 de ani m-a durut în ureche, în otită, da. Da, da, da. Așa. N-a venit, mă, mâncați aș gura, că n-a venit numai interesat, că eu știam că nu vine, nici la deschiderea de restaurant, nici la botez la copil, el n-a venit nicăieri, la nicio petrecere. Și am spus și lui Victor Ciutacu și asta, mă, nu mai chemați, că el vine 5 minute la voi, că e trecerea nevoie, dar fel nu vine, el e foarte important. Stă, studiază partituri, are 4-5 partituri, le are una în congelator, una oare în debara, înțelegi și chestia asta, nu vine. Și la ora 1 noaptea, bă, să nu ajungă acasă. El având casa de aici la poartă la noi. Îmi trimite mesaj. Bă, am vrut să vin, am sărit gardul, mi-a rupt pantalonul și mi-e rușine să vin așa. Păi cu asta nu m-ai futut în gură, mă. Da, da. Adică mă faci și prost. Bun, da. Deci așa v-a explicat, da, că nu a venit? Da. Băi, mi-a venit să crezi, deci, că... Casa lui e aproape de restaurant. Face 4 minute pe jos, cu spatele. Dar ce gard să sară, că e cât e de obosit și de cocoșea, ce gard să sară el, care... Da, a explicat gardul de la casa sa. N-a mai că... Sau gardul de la restaurant. Mi-a fost rușine să-i spun soției mele, pentru că dacă îi spuneam, o să spună, băi, cum poți să fii atât de cretin să stai cu asemenea cretin? La 60 de ani să dai o explicație de genul, nu râde, băi... Deci după prietenie de 50 de ani... Da, i s-au rupt pantalonii. Prietenul dumneavoastră spune... Că nu am, ne-am văzut în găosul gol, că n-am făcut, nu ne-am rupt hainele, că n-am făcut nimic. Bă, dar pudii greu, mâncați-aș gura ta. El venea, el în frajuri. Și și vedea acolo, erau numai... Era acolo, era Bach, Beethoven și Shostakovich, care era, acela era, avea o mânecă ruptă și îl vedea pe el. Și câte ore l-ați așteptat la această ceremonie? Bă, l-am așteptat mult, pentru că nu m-am așteptat în viața mea, pentru că Cora i-a spus, Cora, nevasta mea, eu, Cora fiind soția da, o femeie deosebită care nu prea are relații cu lumea. Uh-huh. Doar foarte, așa, mici cu prietenii mei, de o femeie foarte... și a mișcat-o, adică, stai puțin cu... Adică, dar pe mine m-a deranjat, n-a venit nicăieri. Pe mine m-a durut, că și-a zis, bă, dacă omul nu vrea să vină, nu vrea să vină. Uh-huh. Ce să-i fac eu? Așa e el. Da, da, da. N-a venit la nimeni. Dar toate astea s-au întâmplat după ce a intrat în Parlament. Da, dom'le, n-a venit la cu mătrămiu, că cu mătrămiu acum i-a spus că ne-a spus, bă, dai de vină, bă, la nutra, spune că sunt la realitatea. Că el ori era la televiziune, ori scria cărți. A scris niște atâtea cărți că nu avem loc în biblioteci. Eu acum trebuie să mai cumpăr, că eu am bani mai mulți decât el. Mai închiriez o hală să ține în cărțile care le-a scris. Da. Înțelegi că toți sunt scriitori, bă, mâncați și gura. Așa și scriu ăștia, să n-am parte, băi, dar astea sunt... Deci dumneavoastră l-ați invitat și a zis, vino de seară la restaurant. Da, dom'le, fac la restaurant, da. A venit Victor, au venit ăștia, nu știu, am fost 20 de persoane, Gino, toți ăștia. Bun. Și el ce a zis, că va veni și n-a mai apărut. Da, dom'le, ca să ridic gardul. Mi-a stat asta cu gardul, el e cu Iolanda Bala. Și care mai stau gardurile alea? Și v-a trimis un SMS? Da, bă, dar mai bine nu venea, nu spunea nimic. Bă, n-am venit, că el avea din astea când nu venea, că am făcut grătar și e rău, înțelegi, vomită. Uh-huh. Avea tot felul de din astea puierile de 3 lei când a făcut prima masă la el, la vila, acolo, care a luat-o concretă, a păcălit-o pe fraiera de Mihaela Ceaușescu, i-a scris concretă jos Ceaușescu și a mutat-o din casa lui, a dat un apartament la astea acolo și a luat o casă de câteva milioane. I-a scris la jos Ceaușescu și a zis, bă, te omoară ăștia, mută-te din casă, îți dau eu casa. Mihaela Ceaușescu? Sigur, domnule, l-a costat o cretă asta. Păi să cunosc dacă ajută ceva cu o cretă. Lasă-mă că nu mă bag în astea. Termină. Și a scris pe gard jos Ceaușescu. Asta e o caterică mea. E o glumă? Și a șutat-o. Și s-a speriat Mihaela? S-a speriat tare și s-a mutat în casa lui, în 4 camere la Astea Suzata și el s-a mutat în casa ei, având relații cu ăștia, cu revoluționarii. Păi și Mihaela n-a aflat? Nu știu, băi, e treaba lor. Ce treaba mea, ce a aflat ei? Păi știu că a ajutat-o Mihaela la Revoluție, nu s-a depozit în casa lui? Pe asta a ajutat-o, mă, ăsta e ajutorul, înțelegi? I-a luat o vilă cu curte cu asta de câteva milioane și a luat un apartament, nu e ajutor. Păi dacă eu ți iau Bentley-urile și ți iau mașina mea, nu e ajutor, ai ce costă întreținere, asigurarea mare, ai belele, nu te jură vremuri grele, o să iasă mișcări sociale, să te bată pe tine, nu? Dar sper să nu fie adevărat ceea ce povestiți acum. Nu, sper și eu, da. Hai mă, să unde am mâncat acum, mă băga, că mă încurci cu toate. Revenim, deci la restaurant. Și omul dă SMS, că mi s-au rupt pantaloni în fund, am sărit gard. Da.
da, a venit. N-a zis de care gard e vorba, nu? Nu a spus de gard. Da, eu am crezut că a fost la garduri acum, că nu știu, poate în așa. Parlament l-a alergat tu și au sărit garduri, nu știu ce au făcut ei. Nu mă interesează. Și l-a sunat înapoi să-l întrebați sau? Numai a doua zi nu vorbeam nimic. A doua zi stăteam 4-5 ori la restaurant și nu scoteam un cuvânt. A venit la restaurant. Mie nu mi-a spus niciodată că mi-a spus de ce n-am felicitat-o pe Bizulin. Mie nu mi-a spus niciodată că i-a născut nevasta. Eram cu Mădălin Ionescu, e martor, dacă nu vedea, poate să scrie. Eram amândoi în Portugalia, parcă mi-a spus așa. L-a sunat, am copil, pe mine nu. Mădălin. Mm. Deci cum să te felicit dacă nu ai... Eu știu așa, de la noi din Mostrămoși și la noi, că țigani, români, francezi, bulgari, ce suntem, tu când ai copil, o să nu-i supă toți prietenii, ba, am copil, vă dau o cană în cap, vă dau muie, vă dau ceva, ce vă dau. Pardon, da. N-are sens de adevărit, așa. Și nu v-a dat SMS? Nimic. Bun. Bă, dar venea la mine să te-a... Poate nu n-ați avut semnal la mobil, poate n-ați... Nu deci dacă ne vedeam în fiecare zi, nu puteam să vină, bă, să-l vezi pe Costel, cum îl cheamă. A, și vă întâlneați la restaurant a doua zi? Bă, un cuvânt nu scotea. Și tăceați? Ce faceați? Tăceați ori întregi? Nu, vorbeam de ale noastre. Îi spuneam că el nu prea se pricepe și el din asta care habar n-are, se duce și dă cu bătul și cu băta în. Asta și spunea, nu mai spune așa, că n-ai cum să spui asta, o imbecilitate care o spui. Spune așa, nu că aș fi eu deștept, dar erau niște chestii logice. Da, așa. Nu mai intrăm și în asta, că ți-am spus, dăm 25 de ani, cred că o să fiu singurul invitat la OTV. Înțelegi? Botezul. Eu, idiot de meserie, poate să dea... Deci botezul copilului lui Mădăină. Botezul copilului, poate să dea SMS cine mă văd acum care au fost. I-am sunat pe toți personal. Bă, hai să mergem bă la botez la asta, bă, că e prietenul nostru, ce rost are, bă, totul meu nici mă gândesc, bă, eu sunt la realitatea, l-avea cu realitatea. Gino a zis, dă-l mă, slobos de aici, Gino Rigulescu. Da. El a venit undeva? La toți le făcea așa, nu numai dumneavoastră? Nu, domnule, la toată lumea, pe el e mare cinste, bă, toți cum merge, când este deputat în parpale și are niște haine gen palton, că se îmbracă foarte elegant, de la Dragonul Roșu și... Înțelegi? Ce piept are, zici că acum a unit România cu Basarabia și l-a luat și Bulgaria și Herța, Berțegovina, sau cum mai fi, l-a unit el pe toate să n-aparte, așa zici că merge în piept. Așa. Și? Înțelegi? Și zic, haide bă că e fratele nostru. Hai să mergem, să mergem deci la, să-l abotez. Cora zice, bă, dacă tu mergi, eu merg, că nu mă opun, că nu știu ce, nu știu ce. Bă, Dumnezeu, mă sună Ciutacu și spune, sună-l pe ăla să stăm la un loc. Eu prost, iar de meserie, alo, țigane, unde m-ai pus? Bă, să știi că foarte ferm așa, bă, să ala, știi sună că... pe Mădălin, lasă. Da, dom'le, să știi că te-am pus undeva mai în spate. Și mai în spate e bine, vezi, dar pune-mă la masă, mă, dom'le, pe mine, încurc, vreau să stau la masă, la principal. Ce stau la principal? Așa, pentru că erați prietenul cel mai bun? Ba, da, dom'le, dar niciodată n-am avut tendințele așa. Astea, tendințe să stau la principal sau la astea, da? Așa. Înțelegi? Și el zice, bă, te-am pus mai în spate. Și zice, dar cu un ton așa foarte, cum mă lua cea, bă, acum te ridici și pleci la televiziune cu mine, că mă lua cu japca. Zice, bă, da, fii atent aici, că nu-i nici ziua ta, nici ziua mea. E ziua, e botezul copilului și să nu te faci de căcat că vin televiziuni. Deci cum să nu mă fac de căcat că vin televiziuni? Adică ce, o să înghit săbii, mă dezbrac, îmi găuz bolul, fug pe mese, ce fac, mănânc copilul, bat cuie în cap în direct, îmi dau foc într-un refuz de hrană. Eu știu că la un botez merge omul să distreze, nu? Da. Și? Și zic, bă, uite care e chestia, dacă tu pui problema așa, eu pot să nici nu vin. Că nu e o chestie, dacă ai neplăceri, eu știam de unde vină dumele, înțelegi? Dacă ai neplăceri, ce să lasă-mă, fă botezul. De unde veneau dumele? Veneam de la mama, de la Cernica, că mama, care am îngropat-o la Cernica, acolo sunt vrăjitoare în alea și vorbea cu el. Păi, ia mă, ce trăia cu... Tu vrei tot să mă împingi. Da. Așa, da, muri mi-ar dumele. Da. Așa, și după aia mă uit... Deci a zis că voi eu pot să nu vin. Da, nu. Și el ce a zis? El... Era foarte agitat așa, era foarte panicat. Cora spune, mă sună ăsta. El n-a vorbit în viață, mi-a sunat-o pe Cora. El vrea să sune pe Cora, să o și monteze. Uh-huh. Înțelegi? O sunt păstor mea. Bă, mergi, nu m-a invitat nimeni. O sunt păstor mea înaltă, surorile lui. Bă, mergi, nu m-a invitat nimeni. O sunt pe Oana, fina lui. Aia care era trezor acolo, în spatele lui Oana de Gio. Mergi, habar n-am de nimic. Zice, stai bă, ăsta, chiar acum chiar nu-mi cheamă nici familia.
mă fac și de căcat cu televiziune, cu asta, eu fost, tot mă dau, aule, că mă dau capăt, eu zic, vin cu 2-3 badigari și le spunem la privat, dar nu știam că ei vreau televiziunile, să mă dă ea, mi-am luat sustentă de 3 lei și am luat perechetă în care am mânii mea. Dar de ce îi vreau presă? Acum ce ești de la, o încep și tu, ziv ca să-i zic. Că dumneavoastră putea spune pază la intrare. Eu am zis, iau 2 badigari, iau 2 badigari să moară mama, nu intra în cel, nici copilul nu intra. Așa, și când colo... Și atunci eu zic... Și au vrut presa ca să arate suzetele și alea? A fost disperare, băi, era o disperare, să, mai ales el e din ăsta, care dacă ar apărea și n-ai văzut că apare și la rubrica cum să facem pantofi și la meteo și la... E sensul meu... Aoleu, stai să mă calumesc, că iar zic și n-am voie. Că nu trebuie să-i jignesc, ca să vadă populația că sunt un om care... Așa. Și zic, lasă-l, bă, că asta este, n-am mers la botez. A, deci nu v-ați mai dus la botez? Nu. Păi dacă nu chimiști familia mea, mă... Păi și soția dumneavoastră ce a spus? I-a spus, nu mai mergem. De ce? Că mă fac de căcat. Cum te faci de căcat? Nu știu. Nu mai mergem. Sună Victor, sună aia, bă, vii? Bă, nu vin. Și oricum nu avem masă, că voi sunteți la donatori, eu sunt la secția lepre, înțelegi? Că a făcut pe mese, n-aveai voie să stai ziariști cu ziariști, oameni trebuie cu... Păi cum să te... Păi dacă tu erai... Bine, pe tine, cred că te-a chemat. Nu. Păi dar tu mai ai televiziune, mă, ce de acolo cu șușanelele tale, ca așa îți vrea. Tu ești scos, era Mădălin Ionescu, Ciutacu, ăștia, oamenii de politică, tu unde te mai chemă? Te cheamă la... Da, am venit aici, nene. Și donatorii aveau masă? Victor, ei, cum, stai să vezi cu donatorii, că nu se termină aici. Donatori, mâncați așa gura ta. Păi ei au luat prima mașină. Donator, de onoare. Așa. Și mergem... Dar că vă duceați la botez, dădeați ceva acolo? Cum să nu dau, dom'le, pe cum să nu dau? Dar am vrut să-i dau și după aia, dar n-am avut cui. A pierdut banii ăștia. Nu-și mai spune că e în stare să mă caute. Stai să vezi de ce. Bă, sora mea, Lidia, a trecut prin multe... A lovit o viață foarte rău. Multe drame cu... Da. Nu venim în astea cu astea. Alaltă de la Snagov, aluia care tot o bagă ăștia cu Nicu, e o fată extraordinară și cu minte și în banca ei și mai naivă așa puțin. A doua zi, din clipa aia, niciun telefon, nici nimic până în clipa de azi. Și eu am rămas... Eu chiar vreau să-l sun, dar... Așa, auzind acolo, stai puțin, că de ce am mai venit? Că am sărit un capitol. Vine Gică Papari, asociatul meu cu Cristina Șișcanu de la Antena 1, că sunt într-o relație de amiciție. Vine acolo și îi spune, bă, să nu stă Serghei, să-l țineți pe Serghei, că vă facă nu știu ce. Să uită la Gică, nu, că stă ăștia să-mi bată, băi, Cristinu, că ai ordin de la mine să nu miște, să nu facă. Și îmi spune, bă, ce ai făcut? Că aici toată lumea are ordine să nu te miști. Pe dar ce mă cheamă, mă, să ce? Eu m-am gândit, mă botează pe mine. M-am gândit că iau și eu bani de la donatori, înțelegi? Și zic, bă, dacă crezi atâta o problemă, atâta panică la un botez, tu, logic, mai mergeai? Nu. Nu. Asta am făcut și eu, nu m-am dus. Nu i-am spus niciun cuvânt, nici să trăiască copilul, nici nimic. O sună pe Dunca, fii atent, bă, ce tupeu, bă, dar unde au ajuns, bă, ăștia care... Stai că spune cine sunt ei. Aoleu, da, iar îi scot din viața politică. Dacă îi spun, nu îi spun, da, le fac păcat cu mâna mea. Și spune lui Dunca, pe cum să-i învii la botez, că nu i-ai spus nimic de copil. Păi și aia nu știu, n-a știu că e copil. Păi tu nu știi ziarele astea la Snagov, retrasă într-o vilă. Păi nu știi ziarele, cine s-a născut? Anuarele s-a dat, cine s-a născut? Gogeamitul, cine, cu ce știi ziarele? Eu știu că sunt pe fratele tău, adică luăm ziarele acum. Păi și eu dacă de-abia citesc ce faci, mai ajung nicăieri. Acum eu sunt sărit din toate botezele, că până citesc eu. Să termină botezul. Înțelegi? Auzi, bă, ce m-a deranjat a doua oară, că am început să iau foc așa. Deci nici pe Donca n-a invitat? Nu, dom'le, pe nimeni, nimeni din familia mea. În ziare, scris. A fost familia Mizil, familia Mecali, familia Mecali, familia ăla, familia ăla. Dacă erai un șmecher adevărat și un luptător și un mare titan al gândirii, al parlamentelor, al sălor de concert, asta nu spuneai la presă, că toată ziua ești la televiziune, domnule, nu vă supărați. Minciună, ăștia n-au fost.
A lăsat așa să apară. A lăsat așa. Care o chestie m-a deranjat. Adică cum pe la ziariști cu familia... de ce au scris Mizil? Păi eu știu, cred că o vidat el. Sau eu asta mă întâi sunt ziarist, păi nu știu că vedeau să prind doi ziariști, am da, că mai ales că ziceți că erau ziariști acolo în sală. Eu n-am fost. De ce au dat-o așa? Nu știu. Nici nu mă interesează. El dacă o lăsa moartă cu mine, o lăsam așa. Dar dacă ție scârbă și te fac de căcat pe tine, când eram ca maimuță la Giurgiu acolo, țineam toți pensionarii și făceam hore, care eu sunt și bun la ceada și la ore și la alea, nu mai mă făceam de căcat. Ați fost în campanie electorală și spus că m-a luat că ea mă cereau pe mine. Apoi n-am știut că ați fost și la hore și la... Cum, doamne, la Casa de Cultură, că eu am fost la Casa de Cultură de mic. Cum aveam puțin timp, eram la Casa de Cultură, să vezi baletul acolo. Oamenii am râs, bă, nu ce le spuneați lor, votați, mă, Dănine? Da, votați, că sunt, vă dăm, n-am fost în viața lui Giurgiu după ce l-am votat. Vă dăm prin gură. De mai sunteți oameni. Ce să le dăm? Le dăm vânt pe scări să nu mai ia pensia. Deci atunci n-ați mai fost în FIOF electoral? Păi n-am mai avut, că la următoarele nu știu cine mai bagă și nu știu dacă mai mă cheamă. Stai așa că n-am terminat, că aici m-am apucat nervii cei mai mari. El acolo spune la toată lumea cu cine n-a venit la el la botez, nu m-a rezistat toată viața. Cu cine n-a venit? Cu cine n-a venit? Bă, e regulă. Dacă ești atât de tare și de șmecher, nu ai ți discutat cu niciunul. A doua zi sun la restaurant, eu tot curios, bă, vine ăla pe acolo, vine pe acolo. El era zilnic câteva ore acolo, să uita. Deci la dumneavoastră la restaurant? La mine restaurant. Nu, dar e aici. Zic, cu cine? Cu frații Becali. Pe ce fac ăia? Ăia numărau bacnote de tip occidental, nu de tip autohton. Din contra unei sume, nu o cunosc, l-am întrebat pe Victor și pe Giovanni, râd, între 3 și 5 mii, nu știu cât s-a dat, că n-au vrut să spun niciodată, deci cu ăștia a venit. Adică eu cum am simțit extrem de prost, adică dacă veneam cu un ban, îl chemam și la restaurant, vino că îți dau 10.000, mă iertaș pe mine, sau care e problema? A, deci frații Becali n-au fost la botez. Nu, nene, că i-au zis, dacă nu vii tu, altă chestie care am n-au mers nici. N-a venit niciunul. După aia a inventat el ca să se dea cu Cora, că a făcut Cora. Pe Cora nici nu interesează de acest personaj și de ea, n-a interesat-o niciodată, mă. Nici când veneau, ea pleacă, ea are, se uită pe computere, face ce face, nici mă interesează. N-a interesat-o niciodată. Că a făcut ea un complot, că eu i-am sunat pe toți să nu vină, el ca să se scuze la lume. După aia a spus lui Victor imbecilitate, că el a vrut să mă protejeze de televiziuni. Eu nu știu ce făceam, m-ardeam în găoz în direct la botezul lui. De ce mă salva? Că mă stau să mă gândesc ce îmi pregătea, poate veneau părinții ăștia de la pe la mitropolie ăștia care s-ardeau, că i-am văzut prin reviste, poate erau vreo 2-3 care botezau și mă luau pe mine prin candeliță pe acolo. Păi nu mă gândesc ce făcea, că altceva ce poate să facă, nu? Că restul m-am făcut de casă singur peste tot, nu trebuie să mai mă fac acolo, nu? Deci așa am motivat domnul Mădălin, că nu... Da, asta, că acum am văzut asta în Libertatea, sunt și în Ziar, că ea s-ardeau acolo la mitropolie, i-ai văzut pe da. Și zic, o fi fost aia la botez și mă prindeau ea pe acolo, mă înghesuiau și filmau televiziunile și mă dădeai și... Păi altfel ce să facă cu mine, nu? Explică și tu. Bun, dar a doua zi după botez, frații Becali l-au chemat la dumneavoastră la restaurant să dea bani. Dar, domnule, în fieful meu s-a dat banii. Deci a venit în fieful meu. Adică au dat cadou. Au dat cadou pentru botez. Da, domnule, dar puteau să zic că ne întâlnim la... Da. De ce într-un fel? Ce tupeu pe omul ăsta, bă? Adică vine la mine în bârlogul meu, mă face de căcat peste tot, mă face alea și vine și în bârlogul meu să ia banii. Normal, trebuia să-mi dea și mie parte. Dacă i-a curățat iar pe frații. De frații Becali, totuși, de ce au spart blocada? Adică au spart greva? Nu, n-au știut că e această chestie. A, n-au știut de cert. Au aflat mai târziu. După aia am aflat... Ce citiți acolo? Nu știu, tot îmi scriu toți ăștia, să-l ard, toată lumea e cu mine. Așa, toți mă îndeamnă, și mai dați vina pe mine. Bun. Așa, și asta m-a... Mai... Și v-a zis omul de la restaurant, domn patron, da. Zici, e aici bă, la noi... Eu cu... am zis, asta astea le-am acum, atunci. Zic, dă-l bă, încăcat, mai stă o zi, două, trei și mă sună, dă-te morții, mă, de ce ai venit, mă? Pardon de expresie, da. Da, pardon. Zici o trăsătoare să vorbiți mai frumos puțin, că aveți... Mama, așa vorbesc eu, pentru că, da, cultura care o avem, noi n-ați fost zi pe când spus că ei studiau că aveți rosariu catolic la piept și... Păi și ce, dacă așa a făcut părinția, ce să le fac eu acum? Nu, de la mitropolie, nu, eu sunt popa asta, am pus așa, că eu sunt excroc, să ard lumea pe stradă, dar lăsați-mă, doamne, că sunt foarte obosit. N-am dormit două nopți de nervii care mi-a făcut acești doi titani. Da, și venea la restaurant. Așa, și zic, băi, te ce o zi, două, trei, și hai mă ne împăcăm, ce o să zic, că n-am fost, îi explic, nu știu ce.
Eu nu știu că n-am fost ceilalți. După aia sunt pe adicinele. Păi dacă nu vii tu, peste mă, eram eu botezatul. Da, nu Cătălin botezatul, Doamne ferește. Da, eram eu botezatul ăla. Deci n-ați mers. Petrescu Crâng, care stă vis-a-vis de el acolo în parc, da, care de mic stătea pe balcon și se uita cu ochișorii mici, așa cum el mergea pe aleile aia și da, era idolul lui, trece, noroc, Mădălie, care stă în fiecare zi. Eu nu-mi pierd nimic. Nu-i răspundea lui Crâng? Nu, nici nu Crâng. Crâng vine, bă, ce răstă, nu ne salută pe niciunul. Păi stai, mă, adică noi, așa. După aia mă duc la cu mătru Bartolomeu, care acolo, ăsta-i dracu gol, nene, hâți pe acolo. Adică s-a împăcat cu toți, cu cine s-a împăcat? Cu mine și cu Crâng, deci nu e ce mai proști. Adică noi, bă, noi să pice care avea niciun interes, băi, morții, mă zic. Ăia au dat, ăla mă bagă pe vreo altă filieră. Și asta, și atunci zic, bă, dar cât de prost sunt eu, bă, uite cum cad eu de hândelit. Dacă era șmecher, spunea, bă, ziarul, n-a fost mizir, bă, ăștia, nici de vagabonzi, bă. Păi și dumneavoastră, de ce nu l-a sunat să-i dați bani pentru botez? Păi eu am crezut că vine, mă, și m-am gândit prin cap că din clipa aia, de când e botezul, nu am dat în cap pentru că pentru mine n-a fost o dată atât de importantă. Și până acum niciun telefon decât injurii. Bă, niște injurii pe telefon, adică eu cred că acest om m-a urât, că nu poți să te juri pe mormântul tatălui tău, că nu i-am făcut nimic. Acum poate să se jure după ce am făcut acum. Acum poate să ce ați făcut în seara asta, da? Și acum poate să jure pe mormântul toată familiei lui toată. Înțelegi? Că nu mai are importanță. Bă, da, avea o ură, o ură și eu, asta este tot ce am făcut. Nu am mers la o botez și el n-a venit căreia. Adică asta nu i-a spus, asta le spun acum. Da, da, acum îi transmiteți, înțeleg, dânsului. Nu-i transmit, că cred că acum l-a luat transpirația. Dar cum, unde v-am jurat? Că ziceți că v-am jurat și să spun, domne, că bag altă lume nevinovată și nu vreau să bag lumea nevinovată în... Dar de ce nu i-ați dat și mâna SMS că v-ați rupt pantalonii? Că nu știu să dau SMS. Nu, păi el a zis atunci. Păi nu știu să dau SMS-ul, nici nume nu știu să le bag. Bine, de ce n-ați spus pe cineva să-i transmiteți că n-ați putut atunci la botez? Bă, nu pot să cred că după un om ce a făcut, ce am făcut eu pentru acest om, poate să aibă acest comportament. Îți dau una din fapte acum. Uite, o faptă care nu cred că o făcea nimeni. Era la Izmir, sau așa se numea orașul ăla. Izmir? Izmir, în Turcia. Profesa niște, nu vreau să spun ce făcea pe acolo, pentru că e de râs. El zicea că e la el zicea că e la asta, la Academia de asta. În fine, nu are importanță. Era acolo. Mă sună să moară mama, ăștia mi-au micșorat salariul, vinul 3.000 de kilometri sau 4.000 de kilometri, că avea vreo 3 kg de aur, care avea un șucăr cu un turc din bazar să îl coafăm pe ăla cu aurul, că el e foarte curajos. Zic, gata, fratele tău, să urcă fratele tău, mașina acum face, că a fost frumos, cal și m-am dus imediat, 3.000 de kilometri, 4.000 de kilometri de acolo. Când am văzut aia că așa bine îl primise la Izmir, când au deschis geamul, s-a terminat continentul la casa care îl dădeau. Era mare, să mă rog, mă, să cadă pe continent. Pe unde te-a pus pe tine, bă, valoare? Pe bă, voi știi cine ăsta, bă, că stai Paganini al nostru, bă. Cadă omul de... Vrea să se pișe de la balcon și să neacă, să nu cel mai găsește nimeni. Da, nu știu ce mare era acolo, da, cu continentele astea, bă, eu cu continentele, da. Eu cu continental, da, cu ăștia, da. Păi ce nu i-a dat o casă pe faleză cu vedere la mare? Nu faleză, mă, mâncați, dacă la faleză era bine. Se termina pământul, mă, dar se termina... Că sunt continente în astea, se termina continentul. Era ultima casă de pe continent. Avea sobă cam epoca de piață, cu lemne în alea, cu godin, cu alea. Pe unde îl țineți, bă, palmea, bă, că ăsta e pasăre, stă la găldură. Și ce făcea acolo? Avea un concert sau ce? Numai acolo profesa el. Cum profesa? Profesa, mă, nu mai insistăm ce profesa. Profesa omul e dirijor. Așa. Și ce s-a întâmplat? Acum ca să judece și publicul, înțelegi? Uh-huh. El vine cu o vioară Reghin, pe care trebuia să o dăm turcului drept Stradivarius, să-l arde pe turc. Acum întreb eu telespectatorii, cine credeți că a putut să scrie Stradivarius pe aia? Eu care nu știu cum să scrie Stradivarius. Aducem un detector de minciune acum și mă pune să scriu Stradivarius, dacă știu cum să scrie. Cu doi de S, cu trei de S. Cine bănuiești că a scris dintre noi doi? Ia zi tu, nu că ia să te bag și eu pe tine, bă, că tu îi bagi pe toți la tine în emisiune, îi bagi pe arătăra. Eu să te ardu pe tine acum. Să vedem cine a scris pe vioară Stradivarius la Izmir. Ia zi tu, termine și el. După un scurt moment publicitar, revenim imediat în direct și facem și extragerea pentru Skoda, tot domnul Serghei Mizil, o să vă dea Skoda. Dați SMS-uri la 1873, repede, că domnul Serghei e în stare să ia dânsul Skoda. Beți vin roșu sau alb, ce beți? Nu bag nimic. Revenim imediat cu domnul Serghei Mizil să vedem ce mai aflăm despre prietenii cei mai buni, domnul Mădălin Voicu și domnul Jean Maurer. Foștii prieteni, te rog eu.